Să-l introduc pe următorul nostru speaker. Este vorba de șeful clinicii de chirurgie vasculară și microchirurgie reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean Timișoara, al cărui manager a fost între 2005 și 2008. Este de asemenea profesor universitar, șeful disciplinei cu același nume din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Este doctor în medicină al Universității Friedrich Alexander din Erlangen-Nürnberg. Este fondatorul unui program de instruire în microchirurgia reconstructivă, program absolvit de peste 1000 de medici chirurgi din toată lumea. Este recunoscut pe plan național și mondial, membru al numeroase organizații mondiale de profil, chairman la 7 congrese internaționale și 9 congrese naționale. Titlul prezentării este o întrebare la care o să obținem răspuns. Este compatibilă noțiunea de performanță cu sistemul medical de stat? Ne va răspunde domnul Mihai Ionac în aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că ne-am luat cu toții diploma în kinetoterapie acum dimineață. Poate urmează diplome în alte specialități, eu știu, chirurgie, ginecologie, urologie, cine știe. O să las plăcerea colegilor de la prezidiu. O să vă întrebați oare ce caut aici, din cauza că practic toată viața am lucrat, cu foarte mici excepții, în sistemul medical de stat. Sistemul medical de stat în care noțiunea de performanță nu este una neapărat de la sine înțeleasă. Aș vrea să încep însă speech-ul meu prin a-mi prezenta colegii. Aceștia sunt colegii mei specialiști și cei pe care, la care am indicat steluță sunt cei care lucrează ca și voluntari. Aceștia sunt colegii mei rezidenți. Acestea sunt asistentele și infirmierele care lucrează pe secția noastră. După cum știți, fiecare își are un rol destul de bine definit, despre care am să vorbesc teoretic puțin mai încolo. Și practic tot ce se face în clinică se face cu aportul fiecăruia. Pentru că suntem o națiune în care medicina este un fel de cenușăreasă, cel puțin în viziunea guvernatorilor, ca și educația de fapt, lucruri importante, avem o listă destul de consistentă de colegi care au ales să plece din țară și care își desfășoară activitatea pe alte meleaguri. Suntem a doua clinică de chirurgie vasculară din țară. Prima s-a înființat de mult, înainte de fapt de a exista specialitatea. Specialitatea există de vreo 10 ani, la București. Așa încât noi avem, să zic, privilegiul de a acoperi toată partea aceasta de țară. Aș vrea să spun și două vorbe despre cu ce ne ocupăm. Din cauza că puțină lume știe, puțin medici știu, puțin pacienți știu, tratăm bolile care apar în urma îngroșării pereților vaselor de sânge. Și cum vase de sânge avem peste tot în organism, de fapt tratăm enorm de multe boli care apar astfel, boli care determină, de fapt, jumătate din numărul deceselor pacienților noștri. Una din modalitățile de tratament de care suntem foarte mândri este și aceasta de a ocoli un obstacol. Segmentul acela galben este un vas complet înfundat și noi îl ocolim cu un montaj, îl vedeți acolo, îl numim bypass, suntem foarte mândri de el. Dar putem să facem o comparație cu alte specialități și o să vedem că, de exemplu, instalatorii fac lucruri mult mai complicate și mai performante tehnic decât noi, așa că totul este relativ. Clinica a fost un startup,
Din cauza că specialitatea este tânără, clinica a apărut practic din nimic, înghesuindu-ne pe etajul 3 între alți colegi. Colectivul este poate unul dintre cele mai tinere din țară. De fapt, suntem doar la vârsta de 5 ani, 6 ani. Ca în orice început, ca la orice start, am avut enorm de multe provocări. Una dintre ele este lipsa informației. Lipsa informației despre ceea ce facem, evident. Asta am tratat-o în primul rând cu mediul online. Avem un site, suntem poate printre puținele secții de chirurgie de stat din țară, care are un site destul de complex cu informații despre noi, cu informații despre bolile pe care le tratăm, cu posibilitate pentru pacienți de a da feedback-uri și de a-și rezerva consultațiile. Am continuat împreună cu colegii mei să adresăm această lipsă de informație datorită și faptului că sistemul de educație medicală continuă de la noi din țară este unul destul de haotic, aș putea să spun, sau nefocusat. Prin a organiza conferințe și workshop-uri cu medici de familie și după aceea conferințe internaționale, care, mă rog, ele sunt dedicate chiar specialiștilor. Și deoarece media de la noi nu aș putea să spun că are neapărat un program sau că urmează niște teme, am încercat noi să propunem lucrul ăsta și am pornit, dacă vreți, un serial de informații în presa scrisă și online despre ceea ce trebuie făcut ca să evităm să ne îmbolnăvim sau să ne asigurăm o stare de sănătate mai bună. A doua provocare a provenit chiar din specificul specialității noastre. Încercăm să tratăm pacientul ca întreg și nu doar gaura din pacient sau defectul cu care el vine la noi. Și pentru aceasta suntem unul dintre puținele centre din lume în care îmbinăm mai multe abilități care aparțin unor specialități specifice, cum este chirurgia vasculară, chirurgia plastică sau radiologia. Astea, combinarea acestor abilități specifice pot să ducă la salvarea membrelor, pacienților noștri. Și am să vă dau un exemplu. Aici sunt doi dintre colegii mei care lucrează la microscopul operator. Ceea ce ei văd este un vas care are un diametru de 1 mm și care este cusut cu un fir de grosimea acului de păr, pe care îl vedeți transparent. Același pacient ar putea avea nevoie de repararea unor structuri, cum le vedeți aici pe o masă de antrenament, de 2 cm diametru. Sunt abilități complet diferite, dar aplicându-le la același pacient, poți să realizezi un tratament integrat, complet și de foarte bună calitate. Un alt tip de interdisciplinaritate este între specialități, nu în cadrul aceleiași specialități, chirurgia sau aceleiași mari familii. Pacienții noștri au absolută nevoie atât de servicii chirurgicale, dar și de servicii de cardiologie, recuperare, de suport psihologic, multe alte specialități. În străinătate, asemenea lucruri sunt organizate de sistem. La noi nu există așa ceva. Noi le-am organizat pe bază de voluntariat cu restul colegilor din celelalte specialități. Vorbeam despre, colegul meu și prietenul meu, Adrian Bădescu, vorbea despre faptul că medicina viitorului va fi aceea sănătății. Pacienții noștri vin cu o boală a întregului organism care nu se adresează sau modul în care noi o tratăm doar printr-o intervenție chirurgicală în mod fatal este incomplet. De aceea
încurajăm pacienții noștri să-și schimbe stilul de viață și le dăm informații complexe în zona aceasta, inclusiv pe site și prin documentele medicale. Și am instituit un sistem de controle periodice care vine iarăși să suplinească o lipsă majoră a sistemului, respectiv finanțatorul, casa de asigurări, ar trebui să facă un control al calității. Ar trebui să observe cât de eficient este tratamentul tău, care este rezultatul cheltuirii banilor cu care ți-am rambursat serviciile. Asta facem în programul nostru de controle periodice. Am avut o provocare, modelul de lucru. Este modelul de lucru acesta, în care toată lumea trebuie să cânte la unison, în perfectă armonie și urmând un singur gest, sau avem celălalt model de lucru pe care eu sper că l-am adoptat, unde managerul sau dirijorul este acolo cu fularul, sarcina lui este să adune în jurul lui o serie de dive, care fiecare este ultra performant în domeniul lui, dar care în același timp trebuie învățați să respecte regulile jocului, să fie interdisciplinari, să comunice rapid, să fie foarte bine coordonați și, evident, să gândească pozitiv într-un sistem destul de, să spun așa, dezamăgitor. Asta ar fi varianta chirurgicală a echipei. Despre resurse, aș dori să spun că în toți acești ani rezultatele sunt, de fapt graficele acestea sunt numerele de operații, an de an, pe care le-am făcut. Este o creștere anuală de circa 10% în condițiile în care numerele de pacienți contractate cu casa de asigurări au scăzut, în condițiile în care fiecare dintre acest pacient tratat este finanțat cu maxim 70% într-o sumă de circa 300-350 de euro, în condițiile în care în Europa operațiile pe care le facem noi costă în jur de 7.000 și 15.000 de euro. Și ca să înțelegem mai bine unde ne aflăm și cam care ar fi responsabilitatea noastră ca și, pe de o parte, ca și cei care lucrează în sistem, dar pe de altă parte ca și beneficiari, România cheltuiește din PIB puțin mai mult decât Bangladeshul. Sunt date oficiale ale Eurohealth Consumer Report și ca și putere de cumpărare, România se află pe ultimul loc în Europa. Cu toate acestea, deși Jeffrey Frank spunea în 2011 că sistemul român de sănătate este ca o mașină veche poluantă care consumă 30 de litri la sută, iar guvernul îi bagă 25 de litri, noi am reușit, intrând evident în conflict cu sistemul, să facem să ne funcționeze mașina, dar am dorit să o schimbăm, poate chiar cu un Mercedes, în variantă mică. Vă mulțumesc! Da, mulțumim mult, Mihai Enac. Am deja un microfon, toată lumea vrea să mai îmi dea unul. Nu știu, probabil vorbesc prea mult sau prea tare, nu înțeleg. Văzând imaginile prezentate, mi-am amintit de o experiență de-a mea avută acum un an și ceva. Țineam un curs la Spitalul de Urgență din Timișoara, un curs de formator. Și în cadrul prezentărilor pe care le-au avut medicii de acolo, în care se prezentau tot felul de disecțiile, nu știu, mi-am amintesc o secvență foarte interesantă în care se intra cu un fel de tub undeva între plămâni ca să... Așa, eu stând în spatele sălii, la un moment dat am avut o senzație din aia de energie foarte puternică, adică am crezut că pic de pe scaun. Așa, acum am încercat să evit un pic imaginea pe care o prezenta Mihai, tocmai în sensul ăsta, ca să nu am parte de același episod. Am zis atunci, ok, oricum sunt la urgență, o să mă salveze careva. Am rezistat eroic, ne uitându-mă la imagini în continuare. Așa, în concluzie, am toată admirația pentru acei domni deosebiți de acolo care m-au salvat închizând practic proiectorul.